asta este finalizată 6 fâșii, 36 de metri complet, mai sunt cele două fâșii marginale de 4,50 metri lungime, da? Și cele două prelungiri de oprire de 150 de metri. Și rosturile? Rosturile se lucrează la ele, se vine echipa din urmă, cu toate operațiile care sunt pregătitoare. Când ne predați pista cu semnalizare, cu tot ce e prevăzut în proiect? Termenul contractual este octombrie, dar eu zic că undeva în septembrie cu semnalizare, cu balizaj este gata, finalizată. Deci tot ce înseamnă beton la sfârșitul lunii iunie, urmând ca în iulie să se facă acostamentele pentru pistă cu balastabilizaj și asfalt și după aia rămân doar operațiile pentru remontarea balizajului și marcajului. Deci în septembrie putem folosi pista? Da. La capete ce faceți acum? Spargeți sau cum ați dat? La capetele, prelungirile de oprire sunt la nivel de piatră spartă. Sunt cele două straturi de piatră spartă, peste care vine betonul rutier 25 cm grosime. Și la scurgerea apelor pluviale? Este asigurată canalizarea existentă a pistei. Deci pista există. Ușor firele. Atenție la fire. Scurgele longitudinale pe ambele părți din 50-50 de metri. Și apa unde se vede? Scurgerea este toată se adună în capul pistei de sus. Deci va fi stația de epurare. Avem colector. Și de pe dreapta se adună în stânga. Deci tot acolo se adună și apa. Da. Toate apele. Da. Haideți să vedem. Prea puternic că se usucă betonul rutier și așa, prin natura lui, este foarte vârtuos. La kilometru 1 și acum mai să vină mașina, aici ne întoarcem după aia. Afira, deci acolo este acesta la bazele militare care aparțin forțelor aeriene române derulăm mai multe proiecte de modernizare și de înzestrare a acestor baze. Unul din proiecte este cel de modernizare a bazei de la Fetești, constă din mai multe obiective care se realizează pe fonduri NATO, pe fonduri ENSIP și cu cofinanțare națională. Valoarea proiectului care este demarat la Fetești este de 31 de milioane de euro, din care 11 milioane contribuția Ministerului Apărării Naționale. Toate obiectivele de investiții începute în această bază pe fonduri ENSIP au termen de pune funcțiune luna septembrie-octombrie. Lucrările, din informările pe care le primesc, sunt în grafic și există toate condițiile ca să fie recepționate la termenul stabilit în contract.
sigur că cea mai mare investiție de aici o reprezintă refacerea pistei. O pistă inițial de 2500 de metri a fost prelungită cu încă 300 de metri, va avea în final 2800 de metri. Și celelalte obiective din bază care se concretizează în bretelele de ieșire de pe pistă și platformele de parcare, hangare de mentenanță, hangare de mentenanță pentru avioane, hangare de mentenanță pentru muniție și alte obiective care vor deservi baza de la Fetești. Tot legat de această bază, cred că săptămâna trecută în ședință de guvern am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru continuarea investiției din fonduri naționale, investiții care se referă la hangarele pentru avioanele F-16, la turnul de control și elementele de comandă, control și dirijare a zborului și alte obiective care sunt necesare acestei baze. Vorbeam de forțele aeriene, deja am precizat acest lucru, împreună cu partenerii noștri din Statele Unite și cu cei de la NATO modernizăm baza 90 de la București prin extinderea platformelor de parcare pentru avioane grele, este vorba de avioane C-17, C-5, C-130 și modernizarea acestor elementelor din baza 90. Valoarea investiției este în jur de 9 milioane de euro, din care 2 milioane contribuție națională, restul contribuția Statelor Unite pe programele convenite cu Ministerul Apărării Naționale. În același timp vom începe în toamnă modernizarea la baza de la Câmpia Dulcii și sigur una din investițiile mari care trebuie să o finalizăm în acest an și care trebuie operaționalizată în această toamnă este investiția realizată pe parteneriatul strategic între România și Statele Unite, cea de la DVSL privind baza de sistemelor antirachete. O să ajung asta și la DVSL, să vedem care este stadiul lucrărilor, mai ales pe partea care revine României. Lucrările știu că sunt în grafic, unele lucrări sunt realizate în avans, dar vreau să mă conving la fața locului și sigur că am avut în vedere atunci când am realizat bugetul pentru anul 2015 să și bugetăm aceste lucrări și vor fi finanțate corespunzător conform contractelor încheiate și a graficilor de execuție stabilită. Ați amintit de avioanele F-16. Ce puteți să ne spuneți despre ele? În momentul de față, avioanele, o parte din ele sunt modernizate. Anul viitor, primele 6 o să intre în serviciu Armatei Române. Ele le-am menținut în Portugalia pentru a asigura pregătirea piloților. În momentul de față, un număr de piloți se află la pregătire. Sunt la pregătire și ingineri și mecanici, personal tehnic care urmează să deservească aceste avioane. Sunt foarte mulțumiți piloții noștri și cei care sunt la pregătire de condițiile care le se asigură de partea portugheză și de felul în care este organizat programul de pregătire. Nu pot să vă dau un răspuns în momentul de față. Noi facem evaluări, de fapt colegii mei de la forțele aeriene în momentul de față. Până în iunie, când vom avea ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, vom prezenta o variantă de realizare de achiziția celei de-a doua escadrile. S-a verificat numele de Israel ca țară din care ați putea... Nu vă pot da un răspuns în momentul de față, până când nu am evaluările și referitor la calitățile tehnice, la capabilitățile pe care trebuie să le îndeplinească această escadrilă și, în ultimul rând, prețul. Deci, lucrările, am precizat că au termene în contracte septembrie-octombrie și felul, stadiul de execuție în momentul de față ne dă garanția că cei care execută lucrările vor finaliza poate chiar mai repede decât termenele din contract. De altfel, ați auzit pe inginerul care conduce lucrarea la pistă, pentru că sunt trei constructori aici, unii sunt la pistă, alții se ocupă de pretele și platforme de parcare, alții de hangare de mentenanță, așa cum spuneam, pentru avioane și pentru muniția, pentru aviație, ne-au
garantat că vor respectate. Și noi sigur că vom face și plățile cuvenite, așa cum am precizat, avem bani în buget pentru plata acestor lucruri. Mai aveți planificat o vizită în... Băi, în primul rând vreau să văd toate obiectivele de aici, de la baza Fetești, pentru că ele sunt mult mai multe, sunt hangarele din zona aceasta, sunt hangarele din... de la capătul vistei și sigur o să mă deplasă și la DVS. Termenul de execuție? Suntem în august, nu? E termenul da. De predare al hangarului. Rețelele sunt gata 80%, am făcut la hangar. Și vă țineți de termen? Da. Poate în avans. Noi facem tot posibil. La depozit ne-am ținut. La depozit știu că v-ați ținut pe cuvânt. De 85% sunt montate și funcționale. Rămâne de pus în operă partea de automatizare și urmă e betonată tot. Da. Trebuie doar înierbată. De bambus preînsământat. Ele sunt protejate. Ele, în momentul în care se stropesc, se încep să încolcească.